Alertă într-un sat din raionul Șoldănești. 8 copii de grădiniță au ajuns la spital cu diagnosticul de hepatită virală A. Responsabilii de la Centrul de Sănătate Publică spun că totul a pornit de la o persoană purtătoare de infecție. Hepatita este o maladie infecțioasă numită și boala mâinilor murdare. De aceea, spun medicii, pentru a evita infectarea, în primul rând trebuie respectate regulile de igienă. După înregistrarea celor 8 cazuri de hepatită, specialiștii Centrului de Sănătate Publică au mers la grădinița unde s-au înregistrat cazurile de hepatită pentru a identifica sursa infecției. Până la urmă s-a dovedit că micuții infectați, care majoritatea sunt rude între ei, au fost infectați de către o persoană purtătoare de virus care a venit în vizită. În același timp, la o altă grădiniță din Peresecina, de această dată mai mulți copii s-au intoxicat, 2 dintre ei fiind spitalizați. Deocamdată medicii nu știu despre ce infecție ar fi vorba, urmând să se pronunțe abia peste câteva zile, când vor fi gata rezultatele de laborator.